Tuturor bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Deși bilanțul persoanelor COVID pozitive pe teritoriul Republicii Moldova este în continuă creștere, autoritățile de la Chișinău au decis să mai relaxeze unele restricții impuse anterior. Astfel au fost redeschise parcurile, oamenii au posibilitatea să se plimbe în parcuri, dar nu în grupuri mai mari de 3 persoane și cu respectarea distanței sociale. De asemenea, au fost redeschise magazinele ce comercializează toate tipurile de mărfuri, cu excepția piețelor și a centrelor comerciale. În același timp, pandemia de COVID-19 a scos la iveală toate problemele sistemului de sănătate din Republica Moldova, probleme care au fost mușamalizate timp de 10 de ani. Despre toate aceste probleme discutăm împreună cu invitata mea de astăzi. Este vorba despre Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, doamna Viorica Dumbrăveanu. Doamna Dumbrăveanu, bună seara, bun găsit la TVR! Bună seara și Hristos a înviat! Adevărat a înviat, doamna Dumbrăveanu, de mult timp nu am reușit să discutăm cu dumneavoastră. Mă bucur că în această seară avem posibilitatea să o facem. De la începutul acestei pandemii, toate briefingurile Ministerului Sănătății au fost și sunt în continuare transmise doar online. Mulți jurnaliști se plâng de faptul că nu au posibilitatea să vă adreseze întrebări. Știu că au existat chiar mai multe solicitări către Ministerul Sănătății pentru ca să existe conferințe online și presa să aibă posibilitatea să vă adreseze întrebări. De ce până acum nu au fost organizate astfel de conferințe? Vreau să menționez că venim, de fapt, cu răspunsuri la întrebările care sunt abordate de către jurnaliști. Sunt adresate la minister, primesc răspunsurile de rigoare. Este mai dificil ca să organizeze aceste interviuri online, ședințe online, dar acum precăutăm o platformă ca să fim în contact permanent cu jurnaliștii, dar totodată trebuie să fim realiști și în privința perioadei prin care a trecut Republica Moldova și în mod nemijlocit Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Am avut o perioadă destul de încordată, o perioadă intensă de activitate și ați văzut că și acele briefing-uri care le organizam pe platforma atât a Ministerului, a guvernului. De fiecare dată ne-am străduit să venim cu maximă informație, dar ceea ce denotă că am activat într-un regim non-stop, practic, pot să menționez. Și sigur că prioritatea numărul unu la prima etapă era ca să activăm spitalele strategice, ulterior activarea spitalelor raionale. Ați avut posibilitate să vedeți că am implementat și alte măsuri, precum este instituirea unui centru de triaj în municipiul Chișinău, tratamentul la domiciliu, de aceea chiar era așa o perioadă și este și în continuare cu prioritatea numărul unu, precum este sănătatea publică a populației. Am înțeles, doamna ministru, haideți să le luăm pe rând. Am menționat la începutul emisiunii despre restricțiile care au fost ridicate treptat pe teritoriul Republicii Moldova. Observăm că este un trend la nivel european ca în general restricțiile să fie eliminate treptat și Republica Moldova merge pe aceeași cale. Totuși, presupun că aveți discuții cu reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății. În ce măsură am putea scăpa de aceste restricții pe viitor? Atrag atenția că este vorba în primul rând nu de ridicarea restricțiilor, noi vorbim despre adaptarea măsurilor restrictive care au fost stabilite pe perioada stării de urgență inclusiv, dar și anticipat, pentru că au fost aplicate chiar și începând cu luna februarie unele măsuri. În condițiile actuale, orice măsură de restricție care a fost determinată, fie prin hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, fie că este o dispoziție a Comisiei Situații Excepționale, ea a fost stabilită în strânsă coordonare cu specialiștii în domeniu, vorbesc în cazul respectiv și de medicii epidemiologi, sigur că și în baza expertizei care ne-a fost oferită pe tot acest parcurs de către Organizația Mondială a Sănătății. Acum noi vorbim de adaptarea unor măsuri, pentru că cei care au respectat acest regim restrictiv determinat de a sta acasă, de a evita locurile publice. Mai este și altă parte, în cazul dat este vorba despre sănătatea populației și cei care au respectat au nevoie și de anumite plimbări la aer liber. Vreau să aduc la cunoștință că sunt primele măsuri care vor fi adaptate, dar vom monitoriza cum va evolua situația epidemiologică în Republica Moldova, pentru că nu există încă niște prognoze așa foarte optimiste. Noi suntem foarte
foarte realiști, mai există riscuri în condițiile date, în dependență de numărul de cazuri noi care se va înregistra. Sigur că se pot constrânge anumite măsuri, se poate reveni la alte măsuri care la momentul respectiv au fost adaptate. Da, domnul ministru, dar iată decizia autorităților de a relaxa unele restricții a bulversat puțin opinia publică și vă explic de ce. Atunci când la începutul pandemiei aveam 100-200 de cazuri, oamenii erau ținuți în case, transportul public nu circula. Iată că acum, când avem aproape 4.000 de cazuri, unele restricții au fost relaxate. Care este raționamentul de a relaxa anume acum? Aveți informații de la Organizația Mondială a Sănătății precum că a fost atins vârful pandemiei? Vârful pandemiei este exact în această perioadă. Dumneavoastră ați văzut care sunt prognozele care sunt făcute de către Agenția Națională Sănătate Publică de comun cu Organizația Mondială a Sănătății. În dependență de cum ne vom comporta fiecare în mod individual, depinde când va fi atins și dacă va fi atins acel vârf al pandemiei, dar este clar că în cazul respectiv s-a mers pe cele mai stringente măsuri care pot fi adaptate. Chiar ați avut posibilitate să vedeți că a fost extinsă această perioadă a zilelor de odihnă sau zile libere, de fapt, pentru bugetari, pentru a evita aglomerațiile, dar s-a permis în cazul adaptării măsurilor plimbările în aer liber, dar foarte clar determinându-se anumite măsuri. Și aici, dacă îmi permiteți, vreau să vin cu anumite precizări. Dacă e să vorbim de plimbările în aer liber, în cazul dat vorbim doar de faptul de acces în parcuri, care la momentul actual, până la momentul actual, mai bine zis, au fost restricționate aceste plimbări, dar cu limitarea numărului de persoane, nu mai mult de 3 persoane, cu păstrarea acelei distanțe sociale. Dacă vorbim despre comerțul cu amănuntul, magazinele specializate, se impun aceleași cerințe ca și în cazul acelor magazini care comercializau produse alimentare, adică este vorba de măsuri de precauție, inclusiv măsuri de protecție individuală pentru angajați, dar pe lângă aceasta mai este vorba și de măsuri de precauție și pentru cei care vor veni la cumpărături, adică vom fluidiza accesul persoanelor în cadrul magazinelor, vom asigura cu mănuși de unică folosință aceste unități comerciale, vom respecta toate regulile de igienizare, deci a suprafețelor, dar și în general acestor unități comerciale, vom asigura monitorizarea, dar și automonitorizarea stării de sănătate a angajaților, adică sunt niște măsuri cu care urmează și în continuare ca să trăim, urmează ca să ne adaptăm cu această situație epidemiologică, indiferent de faptul câte cazuri vom înregistra în continuare în Republica Moldova. Acestea sunt recomandările OMS și vedeți că foarte multe țări, dar inclusiv și Republica Moldova, aceste măsuri le va determina și le va implementa și pe următoarea perioadă. Da, sectorul Horeca, când ar urma să-și reînceapă activitatea? Ați discutat despre acest lucru? Sectorul Horeca, cel mai probabil că problema va fi abordată după ridicarea stării de urgență, dar la etapa respectivă este prematur ca să examinăm sau să, haideți să spunem, adaptăm măsuri vis-a-vis de acest sector. Am înțeles. Apropo de starea de urgență, menționat anterior domnul prim-ministru că deocamdată nu există premize pentru a veni în Parlament și pentru a cere prelungirea stării de urgență mai târziu de 15 mai. Totuși, probabil domnia sa vorbește din punctul de vedere al raționamentului economic, pentru că până la urmă nu poți să ții toți oamenii în casă, să nu muncească și să existe venituri la bugetul de stat. Din punctul noastră, din punctul de vedere al sănătății, este necesară prelungirea stării de urgență? Abordarea stării de urgență, ați văzut de fapt cum a fost realizată, a fost în complex. Se ia atât aspectul de sănătate publică, aspectul social și sigur că și aspectul economic. Ele nu pot fi abordate în mod segmentar doar pe linia sănătății publice. Respectiv, vor fi examinate toate aceste componente pentru a se determina care va fi strategia în continuare a Republicii Moldova vis-a-vis de starea de urgență. Da, deocamdată nu există posibilitatea prelungirii stării de urgență și la 15 mai cel mai probabil Parlamentul va ridica această stare de urgență. Deocamdată noi așteptăm care vor fi consecințele sărbătorilor de Paște
pentru că anumite analize, anumite studii care au fost realizate de către organizațiile societății civile denotă faptul că foarte mulți dintre cetățenii Republicii Moldova, în cazul dat vorbesc despre o treime din populație, totuși cu prilejul sărbătorilor de Paște nu au respectat acele recomandări care au venit din partea sistemului de sănătate, totuși au mers în ospiții unul la altul și acum pentru noi este foarte critică din punct de vedere a sănătății publice săptămâna curentă și săptămâna viitoare pentru a vedea care sunt efectele acestor sărbători și de fapt care sunt acțiunile în continuare. Da, doamna ministru, vreau să discutăm puțin și despre testarea populației. Cifrele pe care le-ați prezentat în ultimele zile au bulversat puțin societatea. Dacă acum două zile au fost făcute aproape 1000 de teste și din 1000 de teste 194 au fost pozitive, ieri am avut doar 73 de cazuri din câteva sute de teste. Care este raționamentul testării și cum se explică aceste fluctuații atunci când testați populația de la o zi la alta? Este vorba despre aceeași abordare care, de la care Ministerul nu a derogat niciodată și nici Agenția Națională Sănătate Publică. În primul rând, sunt testate toate persoanele care întrunesc criteriile definiției de caz. Există definiția de caz care periodic se adaptează, dar persoana trebuie să întrunească anumite criterii pentru a fi supusă testării. Totodată, în ultima perioadă, noi am mers și pe testarea intensă în focare, indiferent că este vorba despre instituția medicală spitalicească, primară, indiferent dacă vorbim despre centre de plasament sau chiar și comunități. Iată, în condițiile respective, s-a mers și pe testarea intensă în aceste focare și aceasta, sigur că atunci când există acest focar, generează și creșterea numărului de teste. Sunt niște criterii foarte clare care sunt determinate de către medici vis-a-vis de aspectul de testare de care ne-am condus absolut în toată această perioadă. Dar puteți atrage atenția că deja o lună de zile avem acest fenomen. În ziua de luni, adresabilitatea persoanelor este foarte scăzută. Aceasta a fost și efectul zilei de ieri. Acestea au mai fost și efectele și altor zile de luni. De fapt, nici specialiștii nu prea pot să-și explice, dar știm că există cu adresabilitate scăzută și inclusiv și la laboratoarele private care nu funcționează în această perioadă. Dar ca și intensitate, vreau să menționez că noi, la momentul actual, chiar dimineața pe platforma punctului focal, am discutat, avem peste 90.000 de teste, respectiv avem capacități, putem face teste. Dar clar că trebuie ca să respectăm criteriile care sunt determinate în cazul respectiv de către specialiști. Da. Și algoritmul care, apropo, a fost respectat pe toată această perioadă. Dar care este situația la capitolul testare masivă a medicilor? Absolut în toate focarele, absolut orice adresări care au fost efectuate din partea medicilor, au fost realizate testări. Și vreau să menționez că și acest număr mare de îmbolnăviri în rândul medicilor este determinat și printr-o depistare proactivă a medicilor ca fiind infectați, dar fiind faptul că atunci când avem înregistrat într-o instituție medicală un caz confirmat de COVID, se merge pe testarea intensă, în special pe secție, dacă este vorba despre instituții spitalicești, pe grupurile de colectivități care se fac și în condițiile date este și un element al depistării unui număr de lucrători medicali care sunt infectați, pentru că vreau să vă zic că sunt foarte multe persoane, de fapt, care sunt asimptomatice și în condițiile respective, adică în baza testării și este depistată ca fiind infectată cu COVID. Doamna ministru, dar dumneavoastră cum vă explicați faptul că Republica Moldova este prima țară la capitolul cei mai mulți medici infectați, iată, în această pandemie COVID, pentru că avem peste 800 de medici. Astăzi un cadru medical de la Soroca chiar a decedat. Eu n-am să vin la etapa respectivă cu aprecieri, am solicitat ca să fie realizată o evaluare din partea unor specialiști, inclusiv prin analiza care există și pe plan internațional a statisticilor, pentru că nu se ia un număr absolut, există un raport care se determină în dependență de numărul populației care este infectate și inclusiv pe profilul instituțiilor COVID, non-COVID și vă asigur că vom veni cu această analiză
Deși toate datele respective le analizăm de fiecare dată și pe platforma punctului focal, inclusiv de comun și cu experții din cadrul Organizației Mondiale Sănătății. Dar vă promit că vom veni cu această informație. Clar că în situația respectivă avem și o comisie sau un comitet, haideți să spunem așa, pentru a evalua pentru sistemul de control al calității vis-a-vis de măsurile de protecție care sunt asigurate în cadrul instituțiilor, pentru că este vorba și de responsabilitatea managerilor de instituții în cazul dat și de responsabilitatea fondatorilor. Și vrem să vedem unde, de fapt, există aceste lacune, unde nu a lucrat sistemul de control al calității, sub aspect, inclusiv, cum am menționat, de asigurare măsurilor de protecție individuală personală. Dar poate fi vorba despre proasta echipare a medicilor? Eu nu vreau să mă expun în mod subiectiv în cazul dat. Sunt specialiști care se vor expune și care sunt abilitați, de fapt, ca să facă aprecierea acestui subiect. Bun, doamna ministru, tot la capitolul teste. În ultima perioadă în farmacie au apărut mai multe teste care depistează infecția COVID. Cât de sigure și cât de utile sunt aceste teste? Noi ne-am expus la nivel de minister, dar în mod special s-au expus și specialiști, inclusiv a fost expusă și poziția directorului de țară, domnul Pocanevici, și din partea OMS vis-a-vis de aceste teste. Republica Moldova din start a avut o poziție fermă, de care noi ca și autoritate centrală ne-am condus pe perioada infecției COVID-19. Noi din start am avut acea recomandare vis-a-vis de faptul că testele rapide nu sunt aplicate pentru depistarea persoanelor care sunt infectate cu COVID-19. Testele vor fi rapide, pot fi aplicate pe platforma unui studiu care va fi realizat ulterior, după ce vom depăși această situație, pentru a vedea de fapt care a fost numărul efectiv al populației care a fost infectată cu COVID, pentru că am menționat că sunt foarte multe persoane care sunt asimptomatice. Dar la etapa în care tu nu ai dezvoltat acești anticorpi, clar că este ineficient și există și un risc foarte sporit pentru aplicarea acestor teste rapide. Noi am avut exemple și vreau să spun că acestea nu sunt exemple unice. Atunci când persoanele erau testate negativ, dar de fapt erau pozitive în rezultatul testelor de laborator care au fost realizate sau viceversa. Și atunci există foarte mari riscuri și vis-a-vis de starea de sănătate a persoanei, dar și vis-a-vis de infectarea unor altor persoane cu care ea va fi în contact. Respectiv, noi nu recomandăm și poziția noastră a rămas neschimbată la acest capitol. Dar de ce se permite comercializarea acestor teste dacă sunt ineficiente? Aici există o lacună din punct de vedere a cadrului normativ și eu am să zic foarte franc, pentru că a zis-o și dumneavoastră la începutul emisiunii, vis-a-vis de faptul că există foarte multe lacune, am depistat multe carențe existente, nu doar la nivel de sistem, dar și la nivel de cadru normativ. Am înțeles. Doamna ministru, știu că recent a început prelevarea probelor la domiciliu. Cum mai exact are loc acest proces și cât de sigur este? În primul rând, eu aș merge de la etapa, ca să scot în evidență etapa la care noi am trecut, și anume tratamentul la domiciliu. La prima etapă, reieșind din faptul că nimeni nu știa cum se va comporta această infecție, într-adevăr este o infecție nouă, nu există prea multe studii sau analize care ar fi fost realizate, de aceea noi mers pe principiul plasării sau mai bine zis internării în cadrul instituțiilor spitalicești a tuturor persoanelor care erau suspecte și confirmate cu această infecție COVID-19. Deja foarte așa, asumat, a mers la etapa de implementare a procedurii de tratament în condițiile de domiciliu, a formelor ușoare, și aici vreau să atrag atenție că decizia în privința tratamentului la domiciliu îl primește medicul care el supraveghează persoana, dar el are în evidență persoana respectivă și el cunoaște foarte bine starea de sănătate a acestei persoane, adică există o cerință foarte clară care este determinată de faptul că pot fi tratate la domiciliu doar persoanele care nu sunt din grupurile de risc, adică nu are o vârstă mai mare de 60 de ani, nu are probleme cronice de sănătate și într-adevăr a cărei stare de sănătate este la momentul respectiv este una satisfăcătoare, adică este o formă ușoară de infecție
infecție COVID-19. Decizia o poate primi doar medicul de familie și în condițiile date, pentru că ne permite la momentul actual sistemul, la prima etapă noi am mers pe testarea acestor persoane, ele erau luate de la domiciliu, de către asistența medicală urgentă prespitalicească, erau duse la o instituție medicală spitalicească, se preleva proba și determinam deja faptul dacă persoana este sau nu infectată. Dar toate persoanele care sunt tratate la domiciliu au fost testate. La o următoare etapă pe care o implementăm este vorba despre prelevarea probelor și, apropo, nu este poziția unilaterală care a fost expusă de către minister, este poziția care a fost exprimată de către medici epidemiologi. Vis-a-vis de faptul că prelevarea probelor trebuie să fie efectuată la domiciliul persoanei pentru a evita acest risc. În primul rând, el trebuie să fie prelevată proba în mediul sigur, în mediul inițial în care se află persoana, pentru a evita transportarea, și atunci există risc de infectare a întregii echipe. Ulterior este vorba despre contactul persoanei în cadrul instituției medicale spitalice și chiar și faptul că persoana trebuie să fie însoțită înapoi la domiciliu. Adică sunt mai multe riscuri sub aspect de transportare a persoanei în cadrul unei instituții medicale spitalicești pentru prelevarea probelor și specialiștii epidemiologi de comun cu specialiștii din domeniul asistenței medicale primare, și aici chiar vreau să le mulțumesc foarte mult pentru poziția clară care a fost expusă, au venit cu o sugestie în contextul creierii unor echipe mobile, dar ele vor fi nu la nivel de comunități, cum de exemplu, foarte mult s-a vehiculat ieri în presă că vom exista risc de infectare a medicilor de familie, asistentelor medicale. Echipele mobile se creează la nivel de raion, în primul rând, și nu la nivelul comunităților de nivelul 1. Echipele mobile se formează din două persoane care sunt asistente medicale și în mod obligatoriu coordonate fiind de către un medic. Colectarea probelor se face de către asistentele medicale. Noi am realizat distribuirea echipamentelor de protecție către toate aceste echipe mobile. Vorbim de echipament de protecție cu nivel înalt de protecție, inclusiv vorbim și de haine de protecție, viziere, măști cu respirator, mănuși care sunt aplicate. Noi am distribuit și mediul colector al acestor probe. Au fost realizate instruiri, au fost distribuite și materiale informaționale, dar cel mai important că din aceste echipe mobile, din start s-a exclus, pentru că noi cunoaștem care este vârsta medicilor și asistentelor medicale care lucrează la nivel comunitar, respectiv foarte mulți dintre ei fac parte din grupurile de risc sau pot avea anumite probleme de sănătate pentru că sunt din aceste grupuri de risc. Respectiv, din start s-au exclus aceste persoane care fac parte din grupurile de risc pentru a colecta probe și clar pentru a evita îmbolnăvirea acestora sau expunerea unui risc în cazul în care survine nu de-a domnul, deci o infectare în rezultatul prelevării acestor probe. Dar este clar că acest proces a fost pregătit, ar fi fost poate că extraordinar de bine pentru Republica Moldova ca în fiecare raion să avem medici epidemiologi sau structurile Agenției Naționale Sănătate Publică, care cunoașteți că la moment ele nu sunt raionale, ele sunt cu statut regional, noi nici pe aproape nu le avem raionale. Noi avem o lipsă foarte mare de acești specialiști epidemiologi și în condițiile date deja s-a mers pe asistența medicală primară, dar este o practică, pentru că noi am analizat foarte mult, care există și în multe alte state. Platforma a fost pregătită, Ministerul rămâne în continuare ca și acel punct de suport, de coordonare, inclusiv cunoaștem că există anumite autorități publice locale care se confruntă cu dificultăți privind mijlocul de transport și aici se intervine. Adică la etapa respectivă s-a asigurat tot absolut pentru a asigura testarea la domiciliu. Mai bine zis, prelevarea la domiciliu. Da, există riscuri ca după acest proces să avem și mai multe cadre medicale infectate?
Riscuri de infectare există oriunde. Riscul de infectare există și atunci când suntem în cadrul unor întrevederi. Riscul de infectare există și atunci când ne deplasăm cu transportul public. Important sunt acele măsuri de precauție care trebuie ca să fie implementate și sigur că ne dorim ca să minimizăm aceste riscuri, în mod special pentru personalul și din asistența medicală primară și spitalicească, absolut pentru tot personalul care la momentul actual este pe prima linie. Pentru că ați avut posibilitate din statisticile prezentate să vedeți că nimeni absolut nu este protejat de infectare. Cu regret, aceasta este realitate, cu regret, aceasta este amploarea acestei infecții. Da. Doamna ministru, dacă e să revenim la tratamentul la domiciliu a formelor ușoare de COVID, cine achită medicamentele pentru acești pacienți și cine monitorizează situația? Am răspuns la o astfel de întrebare. Cu adevărat, supravegherea o realizează medicul de familie. Supravegherea este efectuată telefonic și, apropo, acel proces de prelevare a probelor care se efectuează este totodată și un contact cu pacientul pentru a vedea și starea lui de sănătate și dacă el nu se încadrează, de fapt, pentru asistența medicală spitalicească. Aceasta, la fel, este un punct esențial de evaluare a stării de sănătate a pacientului. Tratamentul la domiciliu este unul foarte simplu și adeseori el constă de fapt din supravegherea care este realizată și monitorizarea termometriei care este efectuată. Pot fi prescrise clar ca anumite medicamente, ele nu sunt compensate, dar eu vă asigur că ele nici pe departe nu sunt costisitoare, din grupa celor costisitoare. Ceea ce ține deja de tratamentul în cadrul instituțiilor medicale spitalicești, absolut indiferent de statutul persoanei asigurate, neasigurate, medical. Persoana beneficiază în mod gratuit în instituțiile specializate de acest tratament. Și dacă se agravează situația pacientului la domiciliu, atunci ulterior este internat în spital. Sigur, în mod obligatoriu este vorba despre faptul că persoana, fie că medicul de familie, atunci când este în contact cu pacientul, poate solicita serviciul 112 sau chiar și persoana care se tratează la domiciliu poate solicita acest serviciu atunci când fie că apare febră, fie că apar alte simptome și în condițiile date noi chiar, vreau să vă zic, venim cu recomandările de rigoare pentru medicii de familie în contextul faptului că trebuie să se asigure dublu în cazurile în care persoanele se tratează la domiciliu și a solicita asistența medicală urgentă prespitalicească pentru a transporta pacientul în instituții specializate pentru tratament. Bun. Doamna ministru, vreau să discutăm și despre situația gravă din regiunea transnistreană. În ce măsură, iată, de la începutul pandemiei ați colaborat sau ați discutat cu autoritățile neconstituționale din stânga Nistrului și mă întreb dacă dumneavoastră, cineva de la Ministerul Sănătății sau reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății au mers în stânga Nistrului pentru a vedea care este situația în spitalele de acolo. La prima etapă, cooperarea sau, haideți să spunem, comunicarea cu, dar noi vorbim în cazul respectiv cu specialiști din sistemul medical, a fost una destul de eficientă. Noi am avut câteva ședințe pe platforma grupurilor de lucru tehnice și tematice ședințe. Noi am făcut schimb în privință de informații, am oferit absolut toate materialele care au fost elaborate cu suportul OMS-ului, protocolul clinic provizoriu care a fost elaborat a fost oferit ca și o sursă informațională, inclusiv strategia pe care am ales-o noi în contextul prevenirii și controlului infecției COVID-19 a fost oferită autorităților neconstituționale din stânga Nistrului. Vreau să menționez că pe platforma Agenției Naționale Sănătate Publică au fost instruiți 7 lucrători din cadrul laboratorului din stânga Nistrului în privința procesării probelor respective, dar la o etapă anumită și în mod special când numărul persoanelor infectate a început să crească în stânga Nistrului, această comunicare s-a întrerupt. Au fost câteva inițiative, tentative pentru a relua acest dialog pe platforma Biroului de Reintegrare, dar vreau să vă zic că nu avem niciun răspuns. Noi am fost maxim deschiși pentru că am făcut apel în contextul faptului că orice
asistență suntem gata ca să le oferim din partea noastră, inclusiv și că suntem gata să primim pacienții care sunt cu forme grave, copii, gravide, pentru a fi spitalizate în instituțiile din dreapta Nistrului. Avem referit doar un singur caz, doar a unui singur copil care actualmente se află la tratament în instituțiile spitalicești. Dar noi continuăm, vreau să aduc la cunoștință, să procesăm probele care sunt prezentate de către instituțiile medicale din stânga Nistrului, în continuare pe platforma Agenției Naționale Sănătate Publică. Datele statistice pe care le prezentăm de fiecare dată, ele reflectă cazurile care noi sunt înregistrate în stânga Nistrului, decesele care la fel sunt reflectate și cele din stânga Nistrului. Ceea ce nu dispunem în datele oficiale este numărul persoanelor care s-au însănătoșit ca rezultat al tratamentelor aplicate în privința infecției COVID-19. Aici, sigur că punem o miză foarte mare pe acel dialog care poate va fi cumva impulsionat pe platforma Organizației Mondiale a Sănătății, OSCE, sperăm foarte mult pentru că este vorba de cetățenii Republicii Moldova. Am dorit foarte mult ca să înțelegem care este situația în instituțiile spitalicești, care sunt tacticile de tratament care sunt aplicate. Dar totodată vreau să vă zic că noi am autorizat orice import de medicamente, asumându-ne responsabilitatea că acolo este vorba despre tratarea persoanelor. Doamna ministru, dar cunoașteți cât de performant este laboratorul din Tiraspol? Pentru că știm că anterior probele din regiunea transnistreană erau aduse la laboratorul din Chișinău, dar acum practic ați pierdut controlul situației de acolo odată cu deschiderea laboratorului din Tiraspol. Colegii de la Agenția Națională de Sănătate Publică cunosc performanța acestui laborator. Noi din start am manifestat deschidere pentru a activa acest laborator, pentru că cu adevărat el face față și corespunde unor cerințe pentru procesarea acestor probe. Din surse neoficiale dispunem de informația că au reușit ca să procure un anumit număr de probe. Dar cu adevărat aveți dreptate, veridicitatea datelor lasă mult de dorit, deși noi elucidăm oricum în rapoartele noastre, după cum am menționat, probele care sunt procesate în laboratoarele ANSP. Am înțeles. Doamna ministru, doresc să discutăm puțin și despre salariile medicilor. A existat un proiect de hotărâre la guvern prin care salariile medicilor au fost practic dublate. În același timp, mai mulți angajați ai sistemului medical și-au publicat și au făcut publice fișele de salarizare și demonstrează că, de fapt, cifrele nu s-au schimbat foarte mult. În baza cărei formule de calcul se decid aceste salarii pentru medici acum? Eu am să vă prezint și alte fișe de salariu, pentru că chiar ieri am avut o discuție cu un șef de instituție medicală specializată, dar aceasta pe viitor, dar vin cu explicație de ce este condiționată această majorare de salariu. Din momentul în care am avut înregistrat primul caz de infecție prin COVID, adică vă aduceți aminte pe data de 7 martie, chiar luni, în prima zi de lucru, a fost emis un ordin de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin care tuturor instituțiilor medicale spitalicești care sunt cu profil COVID pentru lucrătorii medicali, adică vorbesc aici, indiferent că este vorba despre medici, asistente medicale, infermiere, li s-a determinat un indicator de performanță în mărime de 100% din salariul de funcție atunci când sunt implicați în tratarea pacienților cu COVID. În condițiile actuale, acest sigur că depinde pe ce, haideți să spunem așa, normativ lucrează persoana dată, pentru că sunt persoane care lucrează pe 0,25, sunt persoane care lucrează pe 0,5 pentru că cumulează funcție și în cadrul unei alte instituții medicale, sunt persoane care lucrează pe 1,35 și în condițiile respective depinde foarte mult de timpul efectiv lucrat și de acea funcție pe care el activează. Dar vreau să vă asigur că acest indicator se aplică și că acele instituții medicale spitalicești care au fost implicate în luna martie în tratarea pacienților cu COVID, deci au primit salariile corespunzătoare. Mai mult ca atât, în perioada stării de urgență, prin decizia Comisiei Situației Excepționale, noi am stabilit și un supliment la salariu până la 50
20% pentru asistență medicală urgentă prespitalicească, precum și pentru asistență medicală primară, care au posibilitate fiecare conducător, în dependență de intensitate, implicarea angajaților, ca să determine acest supliment la salariu. Deci persoanele cărora nu li s-a majorat salariul sunt de fapt persoanele care nu au avut ture suplimentare în această perioadă. Este vorba de ture suplimentare, este vorba de fapt că au putut să nu aibă acest profil COVID sau depinde, deci dacă activează pe 0,25, clar că în cazul respectiv și acel supliment care este determinat în baza indicatorului de performanță este corespunzător, 0,25 din salariul de funcție. Iar cei care cu adevărat au lucrat pe o unitate de plină sau pe o unitate și jumătate, clar că în cazul respectiv și suplimentul respectiv sau indicatorul de performanță este determinat corespunzător. Bun, doamna ministru, la început era vorba despre faptul că pentru toți angajații medicali care sunt infectați cu COVID urmează să fie alocată suma de 19.000 de lei. La ce etapă este acest proces și dacă oamenii și-au primit banii? Este vorba nu de 19.000 de lei, este vorba de 16.000 de lei și pentru luna martie, pentru lucrătorii medicali care au fost infectați, acest salariu, această indemnizație neimpozabilă deja a fost achitată. Actualmente deja sunt în proces de perfectare listele care se prezintă Ministerului Finanțelor pentru luna curentă și vor fi achitate aceste indemnizații pentru lucrătorii medicali, pentru cei care sunt din poliție și care s-au infectat cu COVID-19, le va fi achitată această indemnizație inclusiv și pentru luna aprilie. Dar este vorba despre fonduri din bugetul de stat sau este vorba despre bani care au fost adunați de către cetățeni din donații? Eu vă asigur că banii care au fost adunați din donații, sigur că sunt insuficienți pentru achitarea acestor surse financiare și este vorba și de bani care vor fi achitați, alocați din buget. Am înțeles. Doamna ministru, la data de 19 aprilie, pe aeroportul internațional Chișinău a aterizat avionul din China, care a adus mai multe ajutoare, peste 80.000 de teste și mai multe echipamente medicale. Unde se află acum aceste echipamente și în baza căror criterii urmează să fie repartizate spitalelor? Testele, din câte cunoașteți, de fapt era vorba de kituri, adică mai multe etape așa care reflectă procesul de testare a populației. Testele au fost recepționate de Agenția Națională Sănătate Publică chiar în seara zilei în care a aterizat acest avion, pentru că ele trebuiau ca să fie depozitate în niște condiții speciale și ele deja sunt de mult la Agenția Națională Sănătate Publică și sunt în proces și de aplicare, de procesare în cadrul laboratoarelor. Ceea ce ține de echipamentele de protecție, știți că acolo erau donații din partea agenților economici, din partea persoanelor fizice, dar și lotul de echipamente care au fost procurați din banii bugetului de stat. În condițiile date, unii operatori au decis, ca de exemplu Orange Moldova, ca să facă distribuirea direct la instituțiile medicale și chiar în a doua zi, dacă nu greșesc, aceste loturi de echipamente au început să fie distribuite conform necesităților care au fost determinate de către Minister de Comun cu instituțiile medicale. Au existat loturi de echipamente care au fost transportate la acel depozit centralizat care a fost determinat de către Minister pe platforma Comisiei Situații Excepționale, de fapt printr-o dispoziție, și de acolo absolut toate echipamentele de protecție, conform listei de repartiție care a fost determinată în baza evaluării necesității, au început să fie recepționate de către instituțiile medicale și sunt o bună parte de mult deja și folosite. Mai nou pot să vă spun că cunoașteți că se menționa foarte mult în privința acelui lot de echipamente de protecție care a fost procurat în mod centralizat și era vorba de viziere și inclusiv de măști cu respirator. Aceste echipamente de protecție au trecut procedurile corespunzătoare de devamare, adică vorbesc de viziere, 196.000 și 15.000 de măști cu respirator.
41.000 din aceste viziere deja au fost distribuite către asistența medicală primară, iată anume ceea ce vorbeam cu testele la domiciliu, cu protejarea celor echipe mobile. Și urmează fie, sigur că se treacă procedura de devamare și celelalte respiratoare, deci mâșcu respiratoare, dar vreau să vă asigur că niciun echipament de protecție nu este stocat. Cum se menționează, toate sunt distribuite, pentru că necesități sunt, pentru că vorbim de echiparea personalului medical, dar este foarte bine că avem acest unic punct de coordonare, de unde avem posibilitate ca să facem o distribuire centralizată pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru că vreau să vă zic că au fost foarte mulți fondatori ai instituțiilor medicale spitalicești, care au fost proactivi și care chiar s-au implicat în dotarea personalului medical suplimentar, pe lângă eforturile care au fost realizate de către guvern, și țin să apreciez cu adevărat această calitate de fondator care și presupune și acest element. Dar sigur că au fost foarte multe instituții care au pus miză pe acel suport care va veni în mod centralizat și aici noi ne-am axat pe echiparea acestora. Doamna ministru, dar în ultima perioadă au apărut informații în spațiul public, precum că aceste echipamente medicale nu ar fi tocmai conforme. Cunoașteți despre acest lucru? Eu cunosc că toate medicamentele care au fost oferite, inclusiv și caloturi de ajutoare umanitar și cele care au fost procurate, au certificate de calitate. În plus, echipamentele de protecție care sunt confecționate de către producătorii autohtoni, pentru că astăzi, de exemplu, am participat de comun cu ambasadoarea Suediei și cu organizația UN Women la acel proces care a fost lansat de distribuire a echipamentelor de protecție pentru sistemul de asistență socială. Echipamente, apropo, care sunt procurate din Republica Moldova, de la producători autohtoni, echipamente care au fost avizate pozitiv de către Agenția Națională Sănătate Publică. Există niște documente care confirmă calitatea acestor echipamente. Am înțeles. Doamna ministru, ieri președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că din partea României va veni un alt lot de echipamente medicale pentru Republica Moldova. În același timp, mai mulți medici din România vor veni în Republica Moldova. Acești medici urmează să îi instruiască pe medicii de la noi sau vor lucra cot la cot? Ieri, cu adevărat, am salutat acea inițiativă care a venit din partea poporului român în contextul acordării și suportului, dar este vorba și de implicarea în aspect de tratare a pacienților, dar eu am înțeles că este vorba inclusiv și de un lot de ajutor care va veni sub formă de echipamente de protecție și de medicamente. Am avut o discuție telefonică cu doctorul Arafat. Astăzi am vorbit iarăși telefonic cu excelența sa, domnul ambasador Ioniță, și vreau să menționez cu adevărat că se preconizează pentru data de 30 aprilie ca în Republica Moldova să vină un grup de lucrători medicali care vor fi formați atât din medici, dar și asistenți medicali, care se vor implica, noi deja și-am determinat acele instituții medicale spitalicești, unde aceste echipe vor activa de comun cu echipele din Republica Moldova pentru acordarea asistenței medicale pacienților, și este vorba în mod special despre pacienții care sunt în stare extrem de gravă și stare gravă. Am înțeles. Doamna ministru, vreau să discutăm și despre tratamentul cu plasmă. Se vorbește în ultima perioadă tot mai des despre această posibilitate de a trata infecția COVID-19. Cât de eficient este acest tratament și dacă există voluntari de a dona plasmă? Sigur că există deja mai multe state care aplică acest tratament, este vorba și de China și de Statele Unite ale Americii, este vorba și de Germania și de Franța, care aplică acest tratament în baza plasmei, în mod special pentru pacienții care sunt în stare extrem de gravă și gravă. Până la momentul actual au fost 12 donatori de plasmă. Din câte cunoașteți, pentru că noi am menționat de mai multe ori acest lucru, din donația de plasmă de 600 de miligrame care este făcută de către o persoană pot fi tratate 3 persoane. Deci o persoană poate contribui de fapt în mod real la tratarea și la salvarea vieților a 3 persoane, ceea ce este foarte important.
Eu, de fapt, ca și echipa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, am salutat această inițiativă și mulțumesc medicilor din Republica Moldova care au venit cu recomandarea tratamentului vizat. Sigur că în baza acelor expertize, studii, analize care există deja pe plan internațional, mizăm foarte mult ca numărul persoanelor care vor dona plasmă va fi în continuă creștere și vreau să le mulțumesc celor 12 persoane care prin această donație de plasmă vor contribui în mod direct la actul medical și la salvarea persoanelor care necesită de această asistență. Doamna ministru, dar apropo de tratament, știm că din Japonia a venit un lot de medicamente care se află acum doar în faza de testare. Beneficiarul acestor medicamente este Spitalul Toma Ciorbă. Deocamdată aceste medicamente sunt doar la faza de testare, adică nu se știe dacă sunt eficiente sau nu, dacă au reacții adverse sau nu. De ce Republica Moldova a decis să experimenteze astfel pe sănătatea oamenilor? Eu vreau să vă zic că nu avem niciun lot de medicamente pe care l-am fi recepționat în Japonia. Este vorba acum de foarte mult asistent. Da, s-a anunțat în presă că există un lot de medicamente din Japonia. Este o intenție din partea Japoniei pentru a acorda asistență umanitară sub formă de medicamente în tratamentul infecției COVID-19. Nu am recepționat până la momentul actual încă niciun medicament din partea Japoniei. Suntem maxim prudenți vis-a-vis de acele ajutoare care sunt oferite. Sigur că suntem deschiși și apreciem enorm toate gesturile care sunt făcute sub formă inclusiv de ajutoare umanitare, dar credeți-mă că în cazul respectiv ponderea cea mai mare sau partea grea a cuvântului le va reveni medicilor specialiști în domeniu, pentru că noi nu facem spitalele în mod ad hoc sau unilateral aceste tratamente a persoanelor care sunt infectate cu COVID. Este vorba despre protocol clinic care prevede foarte clar care sunt schemele de tratament care se aplică, cu descrierea foarte clară a acelor medicamente care se aplică într-o situație sau în alta și respectiv orice tratament care se aplică este doar în baza acestui protocol clinic elaborat de către specialiști, dar care este bazat în primul rând pe acele studii, acele analize care au existat și în alte state care s-au confruntat cu infecția COVID. Niciun fel de tratamente experimentale Republica Moldova nu implementează la momentul actual. Da, doamna ministru, noi suntem pe final de emisiune, dar țin neapărat să discutăm puțin și despre protecția socială a cetățenilor. În ultima perioadă am văzut mai multe declarații din partea șefului statului, din partea premierului, precum că dacă opoziția va periclita intrarea în vigoare a legilor rectificării bugetului, atunci din luna mai, iunie, nu vor mai exista bani pentru pensii și pentru salarii. Ulterior, rectificarea bugetului a fost publicat în Monitorul Oficial, a intrat în vigoare, ceea ce înseamnă că țara noastră poate contracta banii de la Fondul Monetar Internațional. Mai există acest risc ca să nu fie achitate pensiile și salariile din mai? La momentul actual se face absolut tot ceea ce este necesar în contextul onorării celor obligații care sunt asumate de către guvern în privința în mod special achitării pensiilor, alocațiilor sociale, altor prestații sociale, dar nemijlocit și a salariilor și aceasta este prioritatea numărul 1. În plus, probabil că ați urmărit ședințele de guvern, apelurile care se fac de fiecare dată și nu este vorba doar de autoritățile centrale, este vorba și de autoritățile locale. În situația în care nu doar Republica Moldova, dar pe plan mondial ne confruntăm cu o criză economică, să prioritizăm care sunt cheltuielile, astfel încât aceste cheltuieli să fie strict necesare. Și ați văzut apelurile care se fac în contextul abținerii de la anumite procurări care nu sunt prioritare și eu cred că fiecare dintre noi este în cazul dat responsabil și de cele surse bugetare care vor fi și de responsabilitatea onorării, deja cum am menționat, a angajamentelor care sunt asumate. Am înțeles. Doamna ministru, și foarte scurt referitor la ajutorul de șomaj, cele 2775 de lei pentru persoanele care nu au un loc de muncă. Inițial se menționa că acest ajutor de șomaj urmează să fie achitat pentru perioada stării de urgență, adică pentru 2 luni. Legea privind ajutorul de șomaj a intrat în vigoare la 7 aprilie. Respectiv, dacă omul a depus cererea la 10 aprilie, de când îi se calculează acest ajutor de șomaj? Ajutorul de șomaj se achită
după cum așa ați menționat, din data în care a fost depusă cererea. De fapt, este legat și de acea perioadă de urgență când era în imposibilitate pentru a-și găsi un loc de muncă. Dar ați avut posibilitatea, probabil, că să vedeți că dreptul la ajutorul de șomaj a fost extins, astfel încât au dreptul la acest ajutor nu doar cei cu statut de șomier, care întruneau toate condițiile pentru ajutor de șomaj, dar și persoanele care nu au contribuit la sistemul de asigurări sociale. Pentru că șomajul este un risc pentru care noi ne asigurăm prin achitarea contribuțiilor de asigurări sociale atunci când activăm în câmpul muncii. În cazul dat, ieșind din situația existentă, acest ajutor se va acorda inclusiv persoanelor care nu au contribuit în sistemul de asigurări sociale, dar le va fi garantat acest ajutor de șomaj, dar din data depunerii cererii. Ceilalți, deci în condițiile corespunzătoare, dar le se garantează deci acel minim din 2775 de lei. Bun, și apropo de polița medicală, știm că toți cetățenii care se întorc acum din străinătate sunt obligați să-și achite polița medicală timp de 72 de ore. În același timp, tot legislația prevede că imediat ce se întorc din străinătate trebuie să stea în carantină 14 zile. Cum să procedeze acești cetățeni? Există posibilitatea de achitare a poliției prin intermediul programului MPAY sau ca această poliță să fie asigurată de către o terță persoană. Dar vreau la altceva să atrag atenție. Asigurarea medicală în Republica Moldova, ca fiind obligatoriu, a fost și rămâne a fi în continuare. Dar în situația existentă, oricare dintre persoane, indiferent de statutul acestei, asigurată, neasigurată, dacă ea este suspectă sau este deja confirmată ca fiind infectată cu COVID-19, tratamentul acesta, indiferent de statut, este gratuit și este asumat în totalmente de către stat. Da. Doamna ministru, noi vă mulțumim extrem de mult pentru participarea la această emisiune și pentru toate explicațiile oferite. Vă așteptăm în studioul TVR Moldova imediat după ridicarea stării de urgență. Și eu vă mulțumesc foarte mult și vreau să profit de această ocazie și să aduc sincer mulțumire echipei TVR pentru faptul că în perioada complicată a relatat știrile din surse oficiale și în mod obiectiv și imparțial. Și sincer mulțumiri tuturor celor care sunt în prima linie și care contribuie în mod direct la lupta cu infecția COVID-19. Da, vă mulțumim, doamnelor, domnilor. Noi vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâneți cu TVR la ora 20, începe telejurnalul de la București. Sănătate tuturor!